Grav accident și în județul Dolj, un motociclist care venea cu viteză s-a izbit în plin de un autoturism din imaginile surprinse pe camerele de luat vederi se poate observa cum o mașină întoarce în plină stradă fără să se asigure, iar în acest timp un motociclist care venea cu viteză a fost lovit. Iată imaginile. Bărbatul a fost transportat la spital cu răni grave. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpa.